Salutare tatămea, revenim cu un nou episod. Astăzi o să ne jucăm cu Kendama și o să discutăm. Sper că ați văzut episodul celălalt. O să vedeți voi dacă încă nu l-ați văzut, nu vă zic în video ăsta. Poate o să mai facem video azi și cu Călin, nu știu. Dar hai să începem video care vreau să-l facem azi. Deci, ca de obicei, ne jucăm cu Kendama. Și zicem niște chestii între noi. Deci, în primul rând vreau să vă zic că de Crăciun, eu de la Moș Crăciun, adică duminica asta care vine dimineața o să fie Moș Crăciun, cadouri sub brad, vreau o Kendama de la Sweet. O să facem unboxing dacă o primesc. Și dacă o primesc, o să facem unboxing-ul, niște videouri cu ea și peste vreo o săptămână de Crăciun sau două o să ne cumpărăm încă o Kendama, dar cred că tot de la PlayPro, pentru că vreau să fac colecție. Și în primul rând, de fapt în al doilea rând, vreau să învăț pe Kendama să fac un de asta, cum se mai chema, un fel de challenge cu Kendama, să învăț bărdul și dacă cu un prieten, când o să fiu acasă la el sau el acasă la mine, să învățăm să facem bărdul și dacă iese la unul, trebuie să ne dăm o provocare unul la altul. Dacă mie îmi iese bărdul să stea 3 secunde, eu trebuie să-i dau o provocare lui cu ce prieten o să fac. Deocamdată încă nu am stabilit cu nimeni. Sau poate o spun altă mișcare, nu știu, airplane sau altceva. Bun. Încă nu am stabilit cu cine o să fac. Dar și depinde de timpul lui, pentru că eu tot timpul sunt acasă în afară când avem școală. Și când o să fie să-l facem. Dar vreau să... În al treilea rând, vreau să-mi scrieți în comentarii ăsta ce challenge o să fac sau dacă să fac provocări nebune. Pentru că provocări o să pot să fac cu prieteni, dar de-astea, cum se cheamă, challenge-uri, butter flip challenge, de ice bucket challenge, mă rog, alte challenge-uri de-astea, chestii, trestii. Și să-mi scrieți în comentarii dacă să facem. Dacă o să facem, o să fie și șmecher. Bă, avem 29 de abonați, aproape 30. La 30, să vedeți ce nebunii de videouri. O să facem și un video special, 30 de abonați. Nu e mare chestie, 30 de abonați, dar pentru mine, da. Pentru că eu sunt la început de canal de YouTube și... 30 de abonați pentru, să zicem... Unul care are 100, de exemplu, un prieten de-al meu, îi doar cam un like, 30 de abonați. Am un prieten, nu-i din clasă, dar nu-i din clasă de la mine, prieten așa, care îți dă mare, el care are 30 de abonați. Și zici în continuu, că ești cel mai boss, cel mai boss. Asta nu contează, acum am zis doar așa că e prost. Bun. Epic Fionox Gaming, să intrați pe canal la el, pentru că cred că acum el face un vlog, după aia o să-l sun pentru că am mai vorbit cu el. Și cred că cam atât cu acest episod. Să nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce v-am explicat, provocări sau challenge-uri. Și dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. Și noi să ne revedem data viitoare cu alt video miraculos. Pa!